Timp de două săptămâni de la începerea procesului de imunizare în Moldova au fost înregistrate 334 de evenimente adverse în urma administrării vaccinului anti-COVID-19, ceea ce reprezintă o frecvență de 2,2% raportată la numărul total de lucrători medicali imunizați. Informația a fost prezentată de Ministerul Sănătății într-o nouă conferință de presă în care au fost actualizate datele referitoare la procesul de vaccinare împotriva coronavirusului. Avem înregistrat 334 de evenimente adverse post-imunizare vis-a-vis de 15.270 persoane vaccinate, frecvența constituind 2,2%. În urma investigării și clasificării acestor evenimente, din 334, 326 sunt evenimente ușoare care includ o febră de 37-38 de grade, slăbiciuni generale, altralgii, mialgii, cefalee, reacție locală ușoară, deci cu dureri, cu roșață. Totuși, în cazul a 8 persoane vaccinate, reacțiile adverse s-au manifestat puțin mai grav, a mai spus medicul. 8 din ele sunt reacții moderate, care includ slăbiciuni mai pronunțate, temperatură 39-40 de grade, durerile sunt mai pronunțate în mușchi și în articulații, pe lângă care se mai asociază și o greață și în unele cazuri vomă. Inclusiv în aceste 8 se include și o reacție alergică cu erupții pe coapse și abdomen. De la începutul procesului de imunizare și până astăzi în Moldova au fost vaccinați împotriva COVID-19 aproximativ 15.000 de lucrători medicali.